9 și 7 minute. Vă atragem atenția acum că pornește Luceafărul. De fapt, a pornit în urmă cu vreo 40 de ani, pentru că de atunci tinerii creatori aduc omagiu Luceafărului poeziei românești, născut la Botoșani, da, și pe care îl omagiem permanent, dar mai cu seamă, cel puțin de 2 ori pe an, așa mai intens, cu manifestări de tot felul, una dintre acestea fiind concursul național de poezie și interpretare critică a operei minescene Pornit Luceafărul, care, cum spuneam, a ajuns deja la 40-a ediție. Este organizat de Centrul de Creație Botoșani și pentru asta am invitat astăzi pe Iustina Irimia Cenușă, referent în cadrul Centrului de Creație. Bine, titulatura este mai largă, dar e mai simplu așa. Să ne povestească despre acest concurs, cine și cum poate participa, până când se trimit aceste creații, care e regulamentul și cum se va Da. finaliza. Bună dimineața, Iustina! Oricum, prima oară, bună dimineața, bine ai venit alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața, Hristos a înviat! Spun dintr-un început la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei că iată ne-am întâlnit la Viva FM într-o zi specială de sărbătoare. Și dacă tot e sărbătoare, o ținem așa cumva până în iunie, pentru că în iunie ne reîntoarcem la Eminescu, așa cum ați spus și dumneavoastră, iar noi, botoșenenii, suntem destul de mândri așa de tot ce se întâmplă pe plan local, iar unul dintre evenimentele importante care se întâmplă an de an la Botoșani este acest concurs literar care își propune să descopere și să promoveze noi talente literare și critice, pentru că acest concurs literar are trei secțiuni, unul de carte publicată, adică cei care au editat în ultimul an, au publicat o carte, ne-o pot trimite, va fi evaluată și dacă conținutul este potrivit, va fi și premiată. Apoi, a doua secțiune a concursului este de poezie în manuscris. Se vor trimite texte poetice într-un document Word la adresa de e-mail a instituției, publicată, bineînțeles, și pe site-ul centrului nostru. Iar a treia secțiune la care vă așteptăm să participați este cea de interpretare critică a operei eminesciene. Poate, nu știu, studenții de la litere să fie mai interesați de acest subiect. Așteptăm așadar înscrierile până la data de 1 iunie, urmând ca în weekendul 11-13 iunie să ne întâlnim, sperăm, la Botoșani. Anul trecut, din păcate, nu ne-am putut întâlni, toată ediția a fost organizată online. În schimb, de această dată îndrăznim și vrem tare mult să ne întâlnim și să ascultăm poezie, să citim poezii și să ne bucurăm așa de spiritul acesta pe care Eminescu parcă l-a impus acestor meleaguri. Așadar, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Botoșani vă face o invitație să participați la cea de-a 40-a ediție a acestui eveniment literar destul de important pentru zona literară, cred că națională. Asta voiam să întreb, cine poate participa la acest concurs? Adică nu se referă doar la Botoșani, nu? Și la persoanele de acolo, ci la toată Nu, nu, zona nu. și la toată țara. Așteptăm, da, concurenți din toată țara. Deja am primit câteva înscrieri, așa, din toate zonele României, dar, așa cum am spus, perioada de înscrieri s-a prelungit până pe 1 iunie și așteptăm pe toți cei care nu au debutat în volum și care nu au depășit vârsta de 40 de ani. Cumva acest concurs îi încurajează pe tineri, pe debutanți, pe cei care sunt, practic, mai la început de drum. Care au nevoie de o recunoaștere și care au nevoie să li se confirme talentul, nu? Da, și iată că în premieră pot să anunț și juriul acestui concurs. Domnul Dan Lungu, poetul, scriitorul botoșenean, va fi alături de noi, domnul profesor universitar Bogdan Crețu de la Universitatea Ieșeană și doamna Ala Saimenco, directorul Memorialului Ipotești, vor fi cei trei jurați ai acestei ediții. Da, Iustina, eu am avut ocazia în fiecare an să merg acolo la Joldești, la conacul mamei lui Mihai Eminescu, la Răcăirașcu, acasă, și să vorbesc cu tinerii creatori care au și fost premiați și, într-adevăr, așteptau cu sufletul la gură să vadă dacă sunt printre cei care primesc premiul, care pentru ei constituie o foarte mare confirmare, pentru că manifestarea aceasta
deși e un concurs național, atâta timp cât poartă numele lui Eminescu și cât e o manifestare cu tradiție, are o foarte mare greutate acest premiu, la fel cum sunt și premiile naționale de poezie Mihai Eminescu, care se acordă în ianuarie. Exact, exact. Bănuiesc că toți cei care participă la concursuri o fac și pentru a-și valida creațiile literare sau muzicale, depinde de specificul fiecărui concurs, iar atunci când, nu știu, titlul unui concurs conține și numele poetului Mihai Eminescu, cred că asigură cumva și o anumită greutate acestei confirmări, acestei validări, dacă se numără printre laureații festivalului. Așadar, cum ați spus și dumneavoastră, la Conacul de la Joldești, al lui Lucăi Iurașcu, va fi o întâlnire și ne dorim să putem ajunge și la Memorialul Ipotești, poate măcar cu premianții. Nu știm exact în ce formă vom reuși să ne organizăm, pentru că lucrurile încă sunt destul de incerte. Și atunci așteptăm data de 1 iunie ca să se definitiveze înscrierile și... E mai mult decât ce a fost anul trecut și lucrul ăsta din punctul categoric meu de maxim. Adică e un pas către normalitate și stăteam mai, apropo de ce ai zis până acum în ordinea numerelor de pe tricou, prima oară adevărat am viat, că n-am apucat să răspund la salutul tău, la salutul nostru, da? Doi, domne, vorbim de Eminescu, într-adevăr, poetul, nepereche, ce-o mai fi, dar mi-aș dori mai multe, mult mai mult despre Eminescu publicistul, pentru că aici e o zonă, cum să spun, foarte consistentă. Și trei, apropo de chestia asta, știi, mândria, băi, noi avem pe zona asta mândrie, slavă Domnului, pentru că Eminescu, pentru că Ștefan cel Mare, pentru că Cuza, pentru că Iorga, pentru că Birlic, pentru că, hai să ne oprim. Enescu. Oh, da, Lucian. Da. Bun, da, Porumbescu. Da, da, repet, hai să ne oprim. În genii să ne batem. Această manifestare este inclusă în șirul acesta larg al manifestărilor care au loc pe 15 iunie, da, și de care ne-a fost dor. Așteptăm cu nerăbdare parfumul de tei și aceste manifestări care ne rup un pic de realitatea asta corsetat, așa, și da, bineînțeles că toate cu respectarea măsurilor, că știți că nu e voie altfel, da. Istina, îți mulțumim frumos, eu am zis că zic că n-am cum, pentru, da, eu nu cred că nu te cunoaște lumea, tu ești una din fetele din Botoșani, cea care promovează județul foarte bine și care a avut această inițiativă de a face acel, cum să-i zic eu, grup? Da. Mă referiți la cântec, da. Iesă mai la Botoșani, adică mai mult de atât nu se poate. A făcut Justina din proprie inițiativă înainte să fie referent la centrul de creație, ceea ce nu au făcut autoritățile și a reușit foarte bine. Și te felicităm pentru asta și pentru cei care vor să te asculte, știu unde să te caute, să acceseze. Și am înțeles că mi-am priză acum, ai înregistrat ceva recent. Da, avem, iată că toți suntem într-o zi de sărbătoare, un cadou muzical poate pentru sărbătoriți. Îi invităm să intre pe canalul nostru de YouTube, Fetele din Botoșani. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați dat acest timp în emisiunea dumneavoastră. Mi-a părut bine să vă cunosc și colegii de la celelalte stații. Salutare tuturor celor care ne-au ascultat, o zi frumoasă și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Nu uitați, în iunie vă așteptăm la Botoșani. Mulțumim de mult. Mulțumim, Istina. Istina Irimia Cenușa, așadar referent în cadrul Centrului de Creație despre concursul acesta național de răsunet și de 40 de ani, pornirul ceafarului.